cu și fântânița asta. Da. Aia spuneai tu. Da. Bună ziua! O să discutăm, am uitat un pic la fântâniți acolo. Ai țeava, da, și jetul dinăuntru. Aș vrea un capac făcut care să intre, să nu rămână golul între... Doar pentru jet, să rămână doar... Doar jetul, bravo! Deci un capac poate să fie de plastic, din doză, de ceva, găurit numai cât să rămână jetul și să acopere, să nu intre mizeria și piatra acolo. Se rezolvă. Se rezolvă? Da. Așa. Iar cum să puieți ăștia? Deci trebuie lăsat copaci, eventual cum e ăsta, îl lăsăm să crească. Dar tu filele de acolo dăm jos, da, nu? Avem, și priză. Avem, avem de toate. Avem. Și acolo va fi scena, nu? Da. Da, aici trebuie pânză, va trebui o pânză neagră și deasupra o pânză albă. Nu știu, așa se face. Facem din ceva. Dar știi ce mă gândesc aici? Aici știu că proiectul prevede doar treaba asta pentru manifestări ad hoc, să zicem așa, da? Dar eu mă gândesc aici să facem o tribună, cum am văzut la Tilt în Belgia. Aia cu... Da, să facem gradienă. Așa. Și să facem gradienă și eventual aici să putem, da, să facem un teatru și un cinema de vară. Cam ăsta ar fi și nostru. Nu? Adică să-l putem nu numai pentru manifestări. Putem, uite aici deja, e o idee foarte bună să transferăm zilele orașului, manifestările din centru, să venim cu ele, că e un spațiu generos aici. Și scenă destul de frumoasă, o ai gata făcută, făcut frumos. Iar tribuna asta care să o facem, eu aș gândi așa, să vină o tribună cu... În amfiteatru. În amfiteatru. Dar știi cum? Cum am văzut la cinemaurile, la televizor, când am ajuns acolo, în aer liber din America. Deci să vină scaun, să vină podea, dar în față să aibă și o mică măsuță. Adică la cinema omul să mănânce un popcorn, să bea o bere, să bea o cafea, să nu stai cu el în mână când a văzut filmul și a tras la cu pușca, le-o scapa jos. Să aibă o măsuță în față. Să gândim o chestie de asta, hai să o gândim. Și să fie aici, eu știu, poate dă Dumnezeu, nu știu, ar trebui calculat, să intre un 200 minim. De socotele are și în jurul 300 dacă ne înălțăm până la Foișor. Deci, da, nu trebuie să trecem... Să cuprindem în gradiena asta. Da. Nu? Să coborâm așa în amfiteatru. Păi nu, voie să mutăm la pista aia, dar... Păi nu, dar doar nu te duci mai încolo. Ca am putea muta, vezi că ea e puțin excentrică. Da. Cum a fost pe proiect. Da? Acolo, din colțul scenei, până în bordură, zic eu că ai vreo 3 metri? Sunt, 4. De capul ăsta mai puțin decât cel. Dar să repetăm aceeași geometrie. Adică să mă duc cu bordura asta, aici, să mă duc la dacă fel. E mai lat aici, nu e o problemă. Să măresc suprafața de... Da. Să repetăm geometria aia care e la alei. E așa, că avem loc, poate, că să mă duc și domnul bordura. Da, 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 da. Adică bordura asta să o duc... Da, rămâne ăla de curent acolo, ăla nu mai pot să-l pune. Ăla nu mă deranjează. O să trecem pe lângă el și o scoatem curba mai încolo. Da. Da? Da. O să trecem pe lângă, îl lăsăm în... Să plecăm de aici din porți. Da, da, trecem pe lângă el, și mă, adică să mă duc ușor evazat. Mă duc ușor evazat. Ăla să rămână pe... Da, dai după. Da, da. Da? Că dacă mărim și gândim asta, iar aici ce-i gândit jos, Ovidiu? Aici pietriși, așa e. Băncuți. Băncuți ar trebui, așa e. Sunt niște buștieni tăiați în două mari în circunferință, dar... Da, dacă face gradul, nu mai face poză, nu? Dar numai pe poză, în devizul. Da. Nu, ăia nu. Mutăm de aici și facem, ca să facem o tribună și
dai un spectacol, dai un cinema, dai un teatru în aer liber, adică e da, ceva da, mai altceva. Scena e mare, dar ce e lată, nu se vede de aici, dar da? Da, e mare. Mare, are, 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 are 10 de metri pătrați. 8 metri. Mai, mai, da, da. Dar mai trebuie compactat, am înțeles, mai trebuie fi compactat, că văd că se duce călcăiul. Da. Și vine tot ca pe alei. Da, da. Merge sor sau merge zgură? Cumpă. Hai, atunci merge cu sor. Aici nu-s treptele făcute. Acolo vin niște gratare pe toate nivelele. Mâine vin, că vin de la Oradea. Mâine vin toate, pe toate etajele vin, în toate pătratele astea vin niște gratare. Da, dar știi ce vreau? Vin așa ca să vezi. Trebuie să ai un sistem aici de evacuare. Aici trebuie să-mi lași un pic, să-mi creez pe sub alea niște mici canale. Da, da, da. Dat cu bughiul în beton. Da. Adică să am, că vede, apa vă că se adună aici. Dar gratare din ce? Din metal, din platant. Din ghivecile alea pe ele. Așa, da. Erau programate niște ghiveci mari. Și pe fie, deci aici și mai sus și mai sus. O să luăm niște ghivece mari de lut. Da. Și după aia să punem eventual o plasă săcațele, iedera săcațele ceva. Da, mai... da. Pe spate. Pe spate. Am priză, am lumine aici. Da, da, da. Avem tot, avem... Da, dar ce putere instalată mai? Vă duc în spectacol? Da, aici la... Da, da. Da. Scena e ok. Și e bun ca să stată așa ca să se scurgă apa, să nu pălcească pe ea. Da, da. Foarte frumos. Aici trebuie la urmă să-l nivelăm. Da, da, băgăm un pic asta gozerul. Facem. Asta nivelăm și-l gazonăm. Și aici ar fi cu tot cu parcare și cu trucii încolo foarte frumos pentru zilele orașului. Dar nu mai am scena. A, dar pune spatele. Pune spatele. Da, aduce numai sonorizarea. Da, aici nu mai trebuie să aducă scena cu tot. Bun, și unii faci, unii pui scena. Acolo. Nu, dar eu vreau un colo. Acolo e spațiu mare. Aici poți să faci terase, poți să faci... Și atunci ai mutat aici din centru și ai zi la strand, dă-i liniște, e aer, e frumos. Faci niște zile a orașului excepțional aici. Da. Ei, putem găsi. Putem găsi. Cum facem încolo, putem face... Da, asta e rugămintea. La urmă tot ce cărăm, să nivelăm frumos și să gazonăm. De noi de aici tot ieșim și tot ieșim. Tot ieșim. Luăm și am fugit de aici. Și de acolo tot ieși încolo și nivelesc. Dai gardul jos, tot nivelăm, tot nivelăm, tot nivelăm. Mai avem niște asfalt de turnat acolo până în poarta stadionului. O bucată aia de... Dar îmi sunt în bordurile acolo ca să trecut. Deci domnul... Robu, nu? Când... Ziceți dumneavoastră că încheiem aici. Săptămâna viitoare sunt. E gata tot. Săptămâna viitoare ce? Încă 27. Uite, eu nu zic să încheiem până pe 27. Dar până de ziua alegerilor. Da, eu zic să încheiem, nu până pe 5, până pe 10 să încheiem. Dar făcut totul, adică nu da pisticap. Făcut frumos, aranjat, bibilit, să iasă frumos. E și pentru Omada o recomandare de lucrare și pentru noi o mulțumire dacă iese bine, da? Da, da. Aici unii mai trebuie. Aici în spate cu ce vii cu gazon? Da, da. Da, aici să fie gazon. Dacă vii cu gazon, așa aș zice. Sune din tot. La fel, de jur împrejur da. Tot. Bine compactat. Da. Și dacă te uiți un pic, mai trebuie un pic, mai ai... La fuge. Da, da. Deci nivelat un pic. Și aici, și acolo, și pe urmă pus mărgăritar. Da, da, da. Și să, cu ajutorul Dumnezeu să mergem înainte, da? Da, da, da. Hai să mergem un pic și la pista care ați încheiat-o, să o văd și pe asta cum arată. Aici era o bară din aia pe care să urci pe care... Nu, deci asta era foarte adică și am zis că mă ajut. Vă rog să mergi la timp, că trebuie să facem sistemul de scurgere. Deci v-ați întâlnit cu ei, cu tinerii? Da, da. Și au văzut și ei? Da, da, șase ori au fost aici. Și ce au zis? Și i-am... S-au jucat vreo oră și după aia să iasă și azi poate să-i plăcut. Da, da. E plin aici, numai. Au pus chestia aia la intrare ca să vină cu părinții, că e riscant, că e funcționare pe propria răspundere. Da. Deci regulament pe propria răspundere, afișa ei scris pistă, role și zonă pentru skate. Da? Să
pregătim să punem aici. Și acolo și pe peretele la mare să fie vizibil. Și să fie vizibil că își asumă răspunderea, că ăsta e de acum un pic spre sport extrem. Da. Ok. Le-am pus aici. Ai adus din asta conflabile. Ghino, o mâncare ghino de anul trecut. Că anul trecut era un lichin aici. Bună ziua! Vă urez un sezon bun! Fără incidente, te aveți-o bine! De sus, de jos, în sală. Pentru două ore zis, dar la patru ore cam. Deci, dus chiar în centrul geometric a ăstuia și eu zic că îi trebuie două. Două. A, și mi-ai puneți două, dar chiar în centru. În centru, da. Și ăsta tot la fel, chiar în centru și puneți patru, aveți greutăți? Aici avem făcut din suport zimbrelii, ne-am făcut. Uitați acolo. Sunt slovească. Aici ai cu piatra, acolo am cumpărat și am Super ok. Din umbrelii umplut din cu nisip. Super ok. Dar știi ce spun și aici? Atenție, când îl pui pe mijloc, după ce iei centrul geometric și l-ai pus pe mijloc, îl centrezi, îl pui în două, îl împingi ușor. De ce? Ancorile și pietrele să rămână un pic dedesubt. Cum le pun în diagonală. Asta tras așa, așa, așa. Să tragă de toate colțurile să rămână. Asta e recomandarea furnizorului. Ancorile se pun în diagonală. Toate patru trage-le dedesubt. Da. Deci le trage în diagonală. Deci el când vine, să-i fie piatra mai dedesubt. Sub suprafața de sprijin. Că l-am corez de să-l trag așa. Că, de exemplu, firul ăsta o să vină legat în colțul ăla. Celălalt invers, ca să stea pe loc, să nu... Pregătiți de sezon? Bună ziua! Să aveți un sezon bun și fără incidente. Mulțumim! 10 mai, dăm startul sezonului estival. Știm că și vremea se va încălzi, este o vreme frumoasă, din păcate încă nu suficient de cald, dar am dorit ca la această dată ștrandul să fie pregătit. Înainte de a veni aici, împreună cu dumneavoastră, am trecut în revistă lucrările care vor încheia lucrările care se fac în zona aceasta complexului Moldova. Cred că este ceva deosebit. Chiar mi-a plăcut ce am văzut. Sunt unele mici detalii care trebuie să puse la punct în concepția pe care o am eu și cu echipa mea. Am discutat cu constructorul și vor fi rezolvate. Ne-a dat ca termen într-o săptămână că încheie. I-am dat în plus încă două săptămâni, dar să facă totul la nivelul de mecanism de ceas. Și parcul pentru grădina de vară, l-am văzut. Aici gândesc chiar să venim cu o îmbunătățire, să construim un anfiteatru în aer liber, din structură metalică, cu, eu știu, între 200 și 300 de locuri, astfel încât să putem asigura și teatru de vară și cinema de vară. Chiar vom lansa și lansez și prin dumneavoastră acest lucru. Cine este dornic să vină, să închirieze, vom scoate la închiriere acest lucru, pentru că nu se va ocupa primăria efectiv. Dar cineva care să poată să asigure acest serviciu, mai mult. Am dorit că acest anfiteatru să fie dotat atât cu scaune cât și cu măsuțe, astfel încât omul, în timp ce se uită la film, la teatru, să poată să mănânce popcorn, să bea un cola, să bea o bere, să bea o cafea, de ce nu o gustărică, și să se poată bucura în mijlocul naturii, zic eu, de o activitate foarte frumoasă. Așadar, teatru cinema de vară, pe care sperăm în această vară să asigurăm și amenajarea pe care să o facem pe forțe proprii. N-a fost gândită în proiect așa ceva. Ideea asta a venit astăzi la această vizită.
iar mai mult în spatele scenei să putem organiza în parcare și în tot terenul de acolo manifestări pe care le vom avea în oraș, cum sunt cele de zilele orașului, cum sunt cele de zilele toamnei, cum sunt cele date de diferite manifestări pe care noi le organizăm în oraș. Astfel am putea să eliminăm măcar două lucruri: disconfortul dat de oprirea traficului, dar și eliminarea, dacă vreți, a zgomotului, a gălăgiei. Aici este un loc în care ne putem simți cu toții bine, putem veni, deși marile sărbători, zilele orașelor, peste tot în Europa, cel puțin se țin în centrul orașelor. Am văzut și anul trecut la Köln, când s-au oprit toate străzile anunțate dinainte, schimbat traseele și la autobuze și la... Este o altă concepție, este o altă civilizație, este o altă mentalitate. Unele manifestări se cer într-o parte, alte în altă parte, dar având aici un cadru expozițional, având un cadru asigurat deja pentru manifestări publice, cred că va fi ok și din punct de vedere al confortului psihic, al confortului fizic a celor care vor veni aici. Și cred că cu aceste amenajări pe care le vom încheia la începutul lunii iunie, vom putea aduce un plus pentru cetățenii din municipiul Roman și cred, cu mâna pe inimă spun, vom avea cel mai funcțional, mai complex și mai bine pus la punct locație, complex de divertisment din zona Moldovei. După cum vedeți aici în strand, am dublat numărul de șezlonguri și de umbrele. Am făcut acest lucru pentru că am unificat și prețurile. Anul trecut știți că era 7 lei fără facilitate, fără șezlong și 10 lei. Nu. În timpul săptămânii, da. 7 cu 10 și 10 cu 15. 7 cu 10 și 10 cu 15. Acum le-am unificat, sunt 1000 de șezlonguri, așa încât biletul va fi 10 lei cu reducerile date. Adică pentru tineri, pentru studenți, pentru elevi, pentru pensionari 50%, pentru copiii până în 4 ani gratuit, pentru persoanele cu handicap cu 50% gratuitate. Deci am dat și gratuități, am dat și facilități, am dat astfel încât lucrurile să funcționeze. De asemenea, este un complex foarte mare, un complex nu simplu de administrat și de întreținut, de aceea a luat ființă și această nouă direcție care, pe lângă competițiile sportive, se va ocupa și partea aceasta de divertisment și sport la nivel de masă. În față avem în sistem privat un complex sportiv, se construiește o altă facilitate acum, în viitor vă voi invita și să o inaugurăm și pe aceasta. Eu cred că în acești ani aici a fost o minune, ca să spun așa, pentru că dacă ne aducem aminte atunci când dumneavoastră pozați pe aici când au pierdut circul crocodilul, cam ce era aici în acea junglă care avea liane, palmieri mai puțin, dar crocodil da, iată că acum suntem la un nivel european, la standard Germania, am putea spune, ne bucurăm de acest lucru, ne dorim ca romașcanii să vină, să se simtă bine, să se bucure de tot ce aici, cu o singură rugăminte, să dovedim un înalt simț civic, să dovedim un nivel de educație pe măsura investițiilor de aici, să păstrăm curățenia, să nu distrugem bunurile, pentru ca an de an să nu fim nevoiți să reparăm, ci an de an să fim în stimulul, în dorința de a face ceva nou. În rest, deschidem sezonul estival, le urăm distracție frumoasă în această vară, suntem cu sufletul și cu inima alături de romașcanii noștri și din când în când, cum putem, și cu trupul. Sănătate, bucurie și o vară frumoasă tuturor romașcanilor și tuturor invitaților de pe alte meleaguri care vin să se bucure în această zonă de divertisment de la Roman. Pista de skateboard? Pista de skateboard a fost și ea finalizată, ați văzut că s-a finalizat mai mult. La unele întrebări pe care eu le-am primit vis-a-vis de modul în care să se construiască această pistă, le-am spus așa, cele mai bune indicații le pot da tinerii care fac skateboard. Așa încât am rugat constructorul și oameni din echipa mea din primărie să se întâlnească cu ei, să discute cu ei, s-au întâlnit, au discutat, astfel încât să fie făcută în accepțiunea lor. Deci până la urmă a fost un parteneriat din punct de vedere a concepției de finalizare și a zonei de skateboard și a pistei de role. Pista de biciclete de asemenea este încheiată cu zone suspendate. M-am spus, cred că este un lucru cu totul special aici la Roman. Poate ne vom gândi în perioada următoare, pentru că nu toată lumea are, să achiziționăm și un număr de biciclete care să fie aici și să le închiriem celor doritori care vin efectiv împreună cu cască, împreună cu, eu știu,
cotiere sau genunchiere la un preț bun și pentru ei și pentru noi, pentru că toate trebuie gândite într-o analiză astfel încât oamenii să se simtă bine la un preț cât mai mic, dar să putem și susține investiția și întreținerea ei astfel încât să nu se ducă în câțiva ani în paragină. Cam despre asta este vorba.